Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești, dar un singur lucru trebuie, căci Maria, partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Înalt preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, stimate și mult onorate autorități din România, din Moldova și poate din Bucovina de Nord, de la Cernăuți, preacuvioase părinte stareți, preacuvioși părinți, exarhi și stareți, preacuvioși și preacucernici părinți, preacuvioase maici, iubiți credincioși din Moldova, de dincoace și de dincolo de Prut și din Bucovina de Nord, și cei veniți, am înțeles că au venit pe jos de la Galați, câteva zeci de credincioși pe jos, vreo 20 de zile, și toți cei care v-ați adunat astăzi pentru a cinsti pe Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, de la a cărui trecere la Domnul, la cele veșnice, se împlinesc 515 ani. Am auzit aceste două evanghelii astăzi, cea de la Luca și cea de la Ioan în a doua parte, și din nou ne întoarce Mântuitorul la cele pe care le avem de făcut în viața aceasta. Episodul de la casa sau din casa celor două surori, Marta și Maria, și a lui Lazar, pe care l-a înviat a patra zi din morți, revine astăzi în atenția noastră, oarecum pentru a fi conștienți încă o dată că în viața aceasta noastră de zi cu zi, viața de creștin, viața de om pe pământ, nu se poate duce decât într-un singur sens, adică cel al morții, ci a căutării a ceea ce este esențial pentru noi oamenii, și anume mântuirea. Că Dumnezeu nu ne-a făcut pentru moarte, ci ne-a făcut pentru viață. Și că tot ceea ce trebuie să căutăm zi de zi, iată, în viața noastră de zi cu zi, când trebăluim în casă, când ne întâlnim în familie, când primim oaspeți, când muncim pământul, când facem cele ale gurii, ale trupului, toate să le facem căutând mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Aceasta îi spune Mântuitorul Martei, care vine să se plângă că Maria stătea să asculte cuvintele lui, le sorbea, se hrănea, se adăpa din ele, iar Marta trebăluia ca să-i primească pe oaspeți. Și îi răspunde Mântuitorul: Marto, Marto, pentru multe te îngrijești și te ostenești, Maria și-a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Și iată că ne trezim pe bună dreptate aici la Putna, față în față cu Domnul Moldovei, Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care în toată viața lui le-a făcut pe cele ale Martei și pe cele ale Mariei, care a construit biserici, mănăstiri, dar și palate și cetăți,
și-a întărit poporul și țara cu ziduri văzute și ziduri nevăzute. A apărat țara cu zidurile de piatră și cu zidurile duhovnicești, ale rugăciunii, ale cuvântului lui Dumnezeu, care nu lipsea din gura lui. El a întruchipat și pe Marta și pe Maria și a ales amândouă părțile și a devenit pentru noi un model de urmat. Pentru că în toate cele pe care le-a făcut Ștefan, cel mare și sfânt, domnul Moldovei, n-a uitat niciodată care este ușa prin care intrăm în împărăția lui Dumnezeu și ieșim din împărăția lui Dumnezeu. Pentru că este și o ieșire pentru noi, atât cât suntem în viața aceasta. Poarta prin care se intre este Hristos. Poarta prin care se iese spre lume pentru a transfigura lumea aceasta, pentru a-i da ceea ce Dumnezeu cere de la noi să dăm, pentru că suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. A fi după chipul lui Dumnezeu, cum ne spune Cartea Facerii, înseamnă că suntem și creatori, împreună creatori cu Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne-a pus în lumea aceasta ca să o transformăm, nu să o distrugem, să o transformăm. Pe ce punem mâna să devină mai frumos, mai înțelegător, adică mai pe înțelesul lumii. Adică să facem lumea aceasta materială transparentă prezenței lui Dumnezeu. O lume din care transpare harul pe care Dumnezeu l-a pus în lume atunci când a creat-o, când a făcut-o. Aceasta înseamnă să fim un aspect al chipului lui Dumnezeu din noi. Dacă ne uităm aici, în această mănăstire, vedem pietre care astăzi ne vorbesc. Vedem această biserică a Sfântului Ștefan, care, iată, după 500 de ani, ne vorbește despre trăirea unui domnitor, despre viața unui neam și despre Cel care este mai ales, despre Cel care este poarta prin care se intră, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Biserica este poarta pe care ne-a lăsat-o Hristos să intrăm și să ieșim din lumea aceasta în cer și din cer în lumea aceasta pentru a o transforma, pentru a o transfigura cu mâinile și capacitățile noastre, cu mintea noastră, cu sufletul nostru pătruns, plin de harul Duhului Sfânt, după lumina pe care Dumnezeu ne-o dăruiește. Și am văzut cum a transformat, cum a transfigurat Sfântul Ștefan lumea aceasta. Prin ce? Prin rugăciune, prin credință, prin smerenie, prin dragoste de neam, prin dragostea de familie înainte de toate și de neam mai apoi, care a devenit familia lui și ne-a lăsat atâtea porți deschise spre cer, în care sau prin care noi intrăm și ieșim
revenim în lumea aceasta schimbați, transformați, pentru a trăi altfel viața noastră, pentru a o trăi pe Marta și pe Maria în viața noastră de zi cu zi. Orice a făcut Domnul Moldovei și oarecum Domnul Transilvaniei, unde a înființat și acolo o episcopie, orice a făcut, a făcut căutându-L mai înainte de toate pe Hristos Domnul. În săptămânile trecute și până la sfârșitul lunii iulie, la Paris, în Franța, în cel mai mare muzeu, poate unul dintre cele mai mari ale lumii, stă de strajă într-una din săli steagul sau praporul cu Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, cu care mergea să apere. Am putea spune mergea la luptă, dar mai bine spunem mergea să apere hotarele Moldovei, Moldovei cele întregi, de o parte și de alta a Prutului. Nu le apăra cu armele cele materiale, ci înainte de toate cu armele cele duhovnicești, cu zidul cel duhovnicesc. Și iată că după 515 ani, de lui o lume întreagă vede cum trăia acest domn din Europa îndepărtată, Europa de la răsărit, și cum apăra nu numai granițele Moldovei, granițele românești, ci și granițele Europei. Pentru că milioane, cu zecile de milioane, oamenii din toată lumea vizitează acest muzeu și îl cunosc pe Sfântul Gheorghe, marele mucenic al Mântuitorului, și pe cel care, mai presus de toate, l-a cinstit pe Hristos și pe sfinții săi mucenici. Deci iată, iubiți credincioși, modele de viață și cum acest mare voievod și astăzi, după secole, rămâne o lumină care nu poate fi ascunsă sub obroc, o lumină care s-a aprins din lumina cea adevărată pe care întunericul nu a cuprins-o și căruia să-i fim și noi astăzi următori, oriunde am trăi, de o parte și de alta a Prutului sau departe de Moldova și de România, în Europa, peste oceane, peste mări și țări, să-i avem ca modele pe acești oameni sfinți al lui Hristos, pentru care neamul nostru creștin, ortodox și românesc există până astăzi. Amin.